Textul propunerii privind noul cod fiscal și cod de procedură fiscală va fi finalizat de guvern până la 15 februarie, după care va fi prezentat din nou în dezbatere publică și transmis Parlamentului la 15 martie spre dezbatere și adoptare, anunțat premierul Victor Ponta. Dacă reușim să dezbatem și să adoptăm în prima sesiune, până în 30 iunie, am avea pentru prima dată un cod fiscal și cod de procedură fiscală, în primul rând pentru dezbateri cât mai detaliate, prin consens politic, a spus Ponta, arătând că documentele vor fi discutate în Parlament până când va exista un consens politic majoritate-minoritate asupra lor, intenția fiind însă ca noile coduri să fie aplicate de la începutul anului viitor. El a asigurat că nivelul cotei unice de impozitare de 16% nu va fi modificat în 2015 și 2016. Între de presă ce se va întâmpla, însă, dacă parlamentul decide altceva, Pont a răspuns că el poate vorbi despre ce anume va face guvernul, care nu intenționează să modifice această taxă și ni să introducă noi impozite. Întrebat și dacă noul cod fiscal va fi schimbată politica de impozitare, având în vedere semnalele conform cărora munca este impozitată prea mult, premierul a spus doar că finanțele trebuie să finalizeze proiectul.